fost reținută o grupare care se îndeletnicea cu furtul animalelor domestice. Aceasta a fost posibil grație conjugării eforturilor poliției criminale, susținuți de colegii lor din poliția rutieră. La câteva minute după ce și-a depase tăurașii lăsați să pască de-a lungul traseului Râbnița-Bălți, o femeie din satul Olișcani a observat că a dispărut un vițeluș. Bănuind că s-ar fi rupt funia și animalul s-ar fi dus în lanul cu porumb, stăpâna a pornit în căutarea animalului. La scurt timp, dânsa a observat într-o fâșie forestieră un camion din care s-ar fi auzit un muget. Pentru a-și recupera pierderea, femeia a apelat la oamenii legii. Și au fost. Ne-l-a luat, l-a dus prin Popșoi, în Sălcânaș. S-a prăpădit să urma acolo, dar nu am dat la burian și nu găsăm pe unde-s. Dumneavoastră ați observat ce e cu mașina? Da, eu ne dădeam drumul de vale și am văzut, tăman, mașina din Lisopol, din Lisopol, așa încoași, trișel spre... Și zic că asta mașină ar și cat, mai timp că-i preces cu jițelul nostru. Și-au fugit, așa cu mașina au fugit, nu a stat. Și... Și mi-a auzit glasul, ori nu știu cum și-a putut arage jițelul și l-am auzit. Și când m-am râd prin Lisopolul și el și am dat de dânsul. Asta e prima dată când... Prima dată, da. În rezultatul acțiunilor întreprinse, automobilul indicat de femeie a fost oprit. De asemenea, polițiștii au reținut și cel de-al doilea automobil, cu care hoții de animale se deplasau în teritoriu pentru a studia starea de lucruri. În acea zi mai fusese furat și vițelul a încă unui gospodar din aceeași localitate. Cazul este investigat de poliția din Șoltănești.